mașina ta. Alo? Da, ne vedem acolo. Alo? Da? Ok, ne vedem acolo. Alo, da. Da, sigur, ne vedem acolo. Excelentă idee de emisiune, o facem marța asta de la ora 7. Noi suntem echipa POV21 și în fiecare marți seara de la ora 7 ne vedem pe ASTV, de unde vă vom transmite punctele de vedere ale tinerilor pistrițeni. Bună seara, dragi telespectatori! Bine ne regăsim la o nouă ediție a emisiunii noastre POV21, o emisiune cu și despre viața de zi cu zi văzută dintr-o perspectivă modernă, apropiată de fiecare dintre noi, căutând diversitate și căutând să vedem ce este mai departe de ceea ce vedem în imediata noastră apropiere. În acest sens, în această ediție vom discuta în direct cu doi iubitori ai călătoriilor pe două roți, Titus Banc și Alexandra Anisie. Bună seara! Bună seara! Care, cel puțin mie, mi-au atras atenția pentru un lucru foarte mișto pe care îl fac împreună și deja, iată, nu mai este un caz singular pentru ei și pentru experiența lor. Drumeții pe două roți lungi, din punctul meu de vedere foarte lungi, și o să vedem dacă sunt la fel de obositoare precum mi se par mie, care sunt doar șofer de categoria B, prin Europa și mai mult de atât prin locuri foarte interesante din Europa. Iar combinația aceasta de aventură pe două roți cu descoperirea unei Europe mai puțin popularizată și mai puțin cunoscută, mie mi s-a părut foarte interesantă și merită să o dezbatem în seara aceasta. Titus, Alexandra, când ați început? Hai să o luăm de la bază. De când v-a prins nebunia pe două roți, în primul rând? De când sunteți pasionați de motociclism? Da, cred că eu am început acum 6 ani de zile. Deci nu sunt motociclist de o viață. A venit ca un fel de medicament într-o perioadă destul de grea. Toți avem perioade grele sau praguri pe care trebuie să le depășim. E bine, la un moment dat, motocicleta pe mine m-a ajutat foarte mult să depășesc un prag. S-a transformat într-o pasiune și imediat după ce am luat contact cu motocicleta, mi-am dat seama că pot să descoper, sau lumea pe care o descoper arată altfel de pe motocicletă. Și așa a început. Da, chiar nu ești un motociclist de o viață, adică o pasiune de 6 ani. 6 ani și un pic. Nu sunt motociclist de o viață. Am avut și eu acea impresie de generală pe care o au ceilalți șoferi despre motocicliști la un moment dat, dar am zis care încerc. Care e asta? Să văd, o am numai eu? Eu încă nu mi-am depășit condiția asta de șofer clasic. În primul și în primul rând, când auzi despre motocicliști și motociclete, este o impresie generală cum că ar fi niște sinucigași care circulă în viteză pe șosele. Li se mai spune donator de organe, lucru foarte urât spus. Statisticile spun altceva, sunt mult mai multe victime în accidentele de mașină decât în cele de motocicletă, ca și număr. Da. Vorbim. Dar motociclismul este de mai multe feluri. Motociclismul nu este doar a merge cu viteză pe o șosea, nu este doar a face zgomot, nu este doar, o manifestare pe care o fac unii exhibiționiști, ca să impresioneze. Motociclismul este și un mijloc prin care poți să călătorești, să vezi o grămadă de alte locuri super frumoase, pe care, cum spuneam la un moment dat, îmi place să mă duc să văd ce apare la Discovery Channel, nu să trăiesc ce e în Discovery Channel, nu să stau să mă uit în fața unui televizor la o emisiune. Uh-huh. Și așa a început. Tu, Alexandra, de cât timp? Eu de aproximativ 2 ani jumătate.
Bine, primul meu contact cu motocicleta a fost pe la vârsta de vreo 14 ani, când luam lecții de chitară de la un preot din Gherla, veneam Bistrița, pe o motocicletă. Pe o motocicletă veche, era îmbrăcat în piele, era foarte, foarte tare preotul. Și atunci m-a luat la o tură, două. Na, eram o copilă mică, în ce știam eu, dar mi-a plăcut. M-am urcat iar pe motocicletă când l-am întâlnit pe Titus. Am ieșit, am făcut mai multe plimbări și am început să descopăr și eu, să văd altcumva lumea prin intermediul ăsta al motocicletei și să vezi, să descoperi natura cu motocicleta, călătorind pe motocicletă. Crezi că e cazul să-ți faci și tu aul. Exact. Foarte, exact. Foarte fain. Și până la urmă sunteți doi motocicliști proaspeți, așa, luând-o la modul general, adică față de motocicliștii clasici care știu eu de prin Bistrița, care sunt de la 20 de ani tot pe motocicletă. Acum depinde cum ce înțelegi prin cuvântul proaspăt. Poți să fii motociclist de o viață și dacă tot suntem în Bistrița, fiecare știe acea vorbă de la Han până la Mat. Și o viață întreagă să faci distanța pe motocicletă de la Han până la Mat și toată experiența ta pe motocicletă să se reducă la acest traseu, sau poți să fii motociclist de câțiva ani și să ajungi la o distanță parcursă pe motocicletă de, tu ai aproximativ 30.000 de kilometri pe motocicletă. 30. Deci dacă îi să o luăm așa, eu cred că experiența pe motocicletă se măsoară nu în ani, ci se măsoară în kilometri parcurs și în întâmplări pe motociclete. Kilometri cât mai variați. Exact, kilometri cât mai variați. Adică, dacă tot am început să discutăm despre motociclism, sunt o grămadă de forme ale motociclismului, exact cum am spus la început. Exact aceleași forme ale motociclismului se răsfrâng în distanțele parcurse pe motocicletă. Tu nu aveai tangență și cu partea asta mai de cross, mai de off-road? Deocamdată partea asta de cross, mai off-road extrem, nu m-a atras. Adică nu îmi place să sar șanțuri, mă duc pe drumul mai rele, dar mă duc în intenția de a vedea un peisaj. Sau în intenția de a găsi un loc mai izolat. Dar nu neapărat să o văd treaba asta ca un sport. Adică să-mi supun organismul la un efort ca să sară un șanț cu motocicleta. E un alt tip de motociclism, care se practică cu succes în Bistrița. Și acum, revenind la kilometrii diversi și variați și miile de kilometri interesanți pe care i-ați făcut, tocmai aici vreau să ajung. Cum ați început călătorile voastre mai, nu știu, mai îndepărtate, mai curajoase? Pentru că mie așa îmi vine să le spun. Cu ce ați început? Cred că am îmbinat aici călătoria cu motociclismul. Amândoi suntem pasionați de călătorii și visăm să descoperim lumea întreagă, să vedem fiecare țară din lumea asta, și atunci am zis hai să îmbinăm și motociclismul, pentru că ne place foarte mult să călătorim pe două roți, cu călătoriile, adică să vizităm și alte țări, nu doar în România și orașele apropiate. Și atunci știu că am hotărât să vizităm Norvegia. Ca motociclist se zice că ești un adevărat motociclist dacă ajungi la Nordkap, în Norvegia, în cel mai nordic punct al Europei, așa se zice. Și am zis, hai să o facem și pe asta. Da, presupun că întâi ați epuizat mare parte din țara asta, nu? Ați făcut practic aici. Da, deci absolut. Experiență, ca să ai o experiență să te deplasezi pe distanțe foarte lungi, e nevoie de o pregătire. Această pregătire până la urmă nu o vezi ca pe o pregătire, ci o vezi ca pe o plimbare, ca și pe o plăcere de a călători. Cu motocicleta parcurgi distanțele mult mai ușor și mult mai repede. Asta e un lucru în care trebuie să fie cunoscut de către mult oricine. Mult mai repede? Da, mult mai repede, pentru că contraintuitiv, așa. Nu. Timpul este mai scurt nu din cauza vitezei neapărat, ci din cauza faptului că
cu motocicleta eviți acele ambuteiaje care apar pe șoselele României din cauza drumurilor subdimensionate sau mai bine zis din cauza aglomerației mare de mașini pe drumuri. Și poți să le depășești mult mai ușor. Deci, într-o depășire, de exemplu, pe o motocicletă ai nevoie de 2-3 secunde. Într-o depășire care nu este forțată, o depășire normală, ordinară, ca să zic așa. Cu o mașină ai nevoie să te asiguri dacă îți încape tot gabaritul mașinii, să te asiguri dacă ai suficient timp să treci de mașina din față. În schimb, motocicleta accelerează extraordinar de repede față de o mașină, comparativ cu o mașină, și este și mai scurtă. Din acest motiv, te deplasezi foarte ușor pe drumuri. Am luat țara la pas împreună, ne-am pregătit pentru, știu eu, excursiile noastre, fără să ne gândim că ne pregătim pentru o anumită excursie. Deci totul a venit de la sine, a fost o plăcere. Nu cred că am avut în cap de la început o idee de vreau să mă duc până la capătul pământului. Nordcap este practic, statistic vorbind, cel mai aproape punct de Polul Nord unde poți să ajungi pe roți. Deci fără să folosești, știu eu, un vapor sau fără să folosești o barcă care să treci, știu eu, un ocean sau o mare. Și la un moment dat când am ajuns la Nordcap, da, să ajungem și acolo, făceam o glumă că era mai aproape de America și de Canada decât de casă, pentru că fiind sus în vârful globului pământesc, dacă pot să mă exprim așa, era mult mai aproape de Statele Unite sau de Canada, adică de Alaska și de Canada decât de România. Da, pe la Polul Nord. Exact. Practic, Nordcap este undeva la o distanță de 1700-1600 de kilometri de Polul Nord. Deci, foarte aproape. Aici aș vrea să începem chiar să discutăm despre cum ați făcut, nu știu, excursia asta, cum s-au derulat pe zile, cine a mai venit cu voi și, nu știu, hai să le luăm pe rând, pentru că sunt multe curiozități aici. Când ați făcut-o asta la Polul Nord? Când ați început-o? Când ați mers? Excursia am făcut-o anul trecut, în august. Știu că ne-am luat aproximativ 3 săptămâni. Dus-întors sau dus? Da, dus-întors. Nu, noi ne-am pregătit pentru 3 săptămâni, de fapt s-au făcut 2 săptămâni și vreo zi, cam așa. Am făcut-o mult mai repede decât trebuia. Ne-a mai însoțit un prieten din Elveția. Ne-am întâlnit în... trebuia să ne întâlnim în Polonia, de fapt, dar ne-am întâlnit în Riga. El a venit din Elveția pe 2 roți, pe motocicletă. Singur. Singur. Și ne-am întâlnit în Riga, toți trei. Și de acolo am pornit împreună să descoperim. Și câți kilometri făceați într-o zi? Sau care v-a fost itinerariul cu escală, cu tot? Deci, până unde ați mers? Până unde v-ați oprit prima dată? Sau cum, dacă vă mai amintiți. Cel mai greu e atunci când pornești într-o călătorie, cel mai greu e primul kilometru. Deci să pleci de acasă, mai ales cu motocicleta. Atunci sunt cele mai mari emoții. Să scoți motocicleta din garaj, să te vezi în prima sută de metri către o benzinărie să-ți faci plinul și aia sunt cei mai grei metri de începutul. Nu am stabilit niciun target de la început, un target clar. Trebuie să facem obligatoriu 100, 200 sau 300 sau 500 de kilometri. Ne-am dus pur și simplu să ne placă ceea ce vedem, să simțim, știu eu, este o vorbă tot așa pe motocicletă, simți mirosurile de pe drum. Așa, ăsta este și stilul nostru de călătorie. Mergem să simțim și mirosurile de pe drum sau să vedem peisajele de pe drum. Nu avem un target să facem un stop sau o oprire sau un anumit punct. Deci, porneam undeva, așa am pornit și în prima zi, am pornit un pic mai târziu, undeva în jurul orei 9:30-10, puneam la drum și ne opream când găseam un loc frumos ca să noptăm. Deci nu am avut un anumit target. Ne-am gândit că pe zile o să facem aproximativ între 300 și 500 de kilometri pe zi. Deci undeva acolo ne-am gândit că vom face.
Și ați mers prin Ucraina? Spre nord. Am evitat Ucraina. Și de ce am evitat Ucraina? Din cauza faptului că formalitățile de trecerea frontierei, atunci când nu treci o frontieră într-o țară care este membră UE, sunt mult mai complicate, ca să zic așa. Și foarte bine am făcut că am evitat Ucraina, pentru că exact la acea dată era ceva conferință internațională vis-a-vis de conflictele din Ucraina. Granițele erau blocate, deci până la urmă am ales foarte drumul, chiar dacă este un picuț mai lung, am ales o cărare bătută și sigură, am mers pe ruta Ungaria-Polonia. Și acum ca motocicletă, deci presupun că sunt niște motociclete nu specifice pentru plimbare, pentru drum lung, făcute să fie mai confortabile, făcute să... Nu știu, mă întreb ca un neinițiat în domeniul ăsta. Ce autonomie au? Adică, bun, faci un plin, cât știi că te poți duce de un plin la motocicletele astea? Am eu, de exemplu, pot să fac în jur de 450 de kilometri. Da, depinde, evident, cum merg și ce viteză am. Dacă merg constant și la o viteză ok, atunci da, mă ține. Deja e autonomie comparabilă cu a mașinilor. Da, deci 450 cu al Alexandrei, oamenii 480 de kilometri. Bine, sunt benzinării. Da, deci... nu, mă gândeam, simțeam, nu știu, o autonomie mult mai scurtă, că așa aveam impresia la motociclete. Îmi pare micuț, atunci nu prea ți imaginez cam unde intră benzina și cât. Touring, ca să zic așa, de călătorii lungi, au autonomie destul de bună. Deci nu am uitat să spun și să specific, călătoria pe motocicletă este mai ieftină decât călătoria cu mașina, pentru că o motocicletă are un consum de 4%, de exemplu. Bun, dar mergi maxim două persoane. Maxim două persoane, așa este. Da, adică depinde. Atâta aveam autonomie, dar fiind în Europa nu ne-am făcut probleme de alimentarea cu benzină motocicletă. Bun. Ce ați luat cu voi? Că, bun, nu poți să-ți bagi mari geamantane, știi? Asta e, și asta e o idee pe care îmi vine acum în minte. O motocicletă are două cutii laterale și o cutie în spate. Ce am luat cu noi? Cam tot ce am avut nevoie, plus, dacă ținem cont de călătoria în Norvegia, am luat cu noi un cort, saci de dormit... izolieri ne-am pregătit și pentru campat și stat la cort. În rest, haine, echipament de moto. Oare ce am mai luat? Trusa de scule. Trusa de scule. Pentru, bineînțeles. Bine, o singură trusă de scule. Nu fiecare motocicletă are nevoie de o trusă de scule individuală. Lucru normal pe care le iei într-o călătorie. Deci călătoria pe motocicletă este un pic mai deosebită decât o călătorie, știu eu, îmbrăcat în haine de firmă, nu știu de care, și pe malul unei mări sau pe faleza unei mări. Ai nevoie de anumite haine sau, să zic așa, obiecte specifice călătoriilor pe motocicletă. Ne-am hotărât să... și stăm la cort, deci am luat și lucrurile necesare pentru a sta la cort. Nu am stat foarte mult, deci nu a fost nevoie. Dar nu știam ce ne așteaptă. Până la urmă asta e bucuria de a călători, să descoperi. Asta am căutat și noi, să descoperim. Cred că e aproape imposibil să planifici o excursie la Nordkap, deci aproape de în vecinătatea Polului Nord, fără să o planifici în ultimele amănunte, în cele mai mici amănunte, să știi exact unde dormi, ce faci, cum faci, ce găsești acolo. E aproape imposibil. Și atunci trebuie să fii pregătit pentru, știu eu, orice. Bun, am înțeles. Ați parcurs Ungaria și Polonia. Și mai departe, pe unde ați mers? A urmat Lituania. Apoi Letonia. Țările Baltice și din Finlanda. Da, am trecut, am luat feribotul. Am trecut în Helsinki. Cred că a fost vreo 3 ore jumătate. Am stat pe feribot. După care din Helsinki am continuat, ne-am îndreptat spre Laponia și am ajuns până în Jakobstad. Știu, în ziua aia, știu că a fost o zi mai grea. Am făcut vreo 1000 și cât? Peste 1000 de kilometri. Peste 1000 de kilometri într-o zi, da. Bine, cu pauza de stat pe feribot.
unde am încercat să ne odihnim, dar mai mult am început să râdem, să... Pentru... Da, cum faci când ești într-o călătorie, liniștit, relaxat, cu prietenii lângă tine, te simți bine și enjoyești fiecare... Și nu, nu știu, nu-i nevoie de o anduranță specifică să stai atâtea ore cu mâna pe ghidon și să ții totuși de motocicletă. Presupune un efort fizic, natural, dar face cumva parte din motociclism. Adică motociclismul e un sport prin el însuși. Adică ai nevoie de o formă fizică pe care ți-o faci oricum. Uh-huh. Și... depinde și de motocicletă. Noi conducem motociclete care sunt special construite pentru astfel de călătorii. Este o anumită gamă. Stăm destul de confortabil, adică, știu eu, nu stăm înțepeniți cum e, ne mai mișcăm. Poți să iei o mână jos, poți să, știu eu, ne facem un gest. Da, putem să facem genoflexiuni să ne dezmorțim un picuț de pe motocicletă. Deci nu rămâi înțepenit. La un moment dat eram în Laponia, intrasem în Laponia și nu ne așteptam la frigul de acolo. În august, era vreo 2 august, 1 august și am ajuns la 10 august, grade, 9 grade, 8 grade, era foarte frig și am început tot să facem genoflexiuni pe motor, să ne încălzim. Deci da, poți să faci și genoflexiuni pe motor. Da. Deci poți să te miști, ai un grad de libertate cât de cât, mai restrâns decât într-o mașină unde poți să-ți mai mici un picior, mai poți să pui pe un cruise control, dar poți să te miști și pe motocicletă. Apropo, aveți ceva sistem de comunicații în timpul mersului, în cască sau da, sunt stații de genul ăsta? Avem un sistem care este construit special pentru așa ceva, comunicăm tot timpul între noi, tot timpul vorbim, deci ne auzim în căști foarte bine, cum ne auzim și noi acum, și îl poți conecta între mai mulți motocicliști. Noi cum am fost trei, celălalt prieten al nostru este tot din Bistrița, tot român, dar locuiește în Elveția, și ne auzeam toți trei. Deci vorbim între noi. Ce fain. Și asta e specifică căștilor sau trebuie să pui separat? E un device care poate fi și specific căștilor, se poate și monta un aftermarket pe cască. Nu e ceva foarte complicat. Da. Am înțeles, da. Păi mă gândeam că cu tehnologie este în ziua de astăzi pe exact, casă. Exact. Nu ai... Ce dotări specifice au aceste motociclete speciale pentru drum lung? Adică chestii care chiar sunt necesare și utile în același timp față de alte motociclete, să zic așa. Acum n-aș vrea să lungesc foarte mult să discut despre asta, că ăsta e un subiect care îl putem discuta până mâine, despre tipuri de motociclete. Lucrurile care sunt necesare și foarte utile la o motocicletă, la drum. Da, în primul rând este tipul de motocicletă. Tipul de motocicletă este o motocicletă de touring, adică motorul este făcut în așa fel încât să meargă la o turație relativ scăzută, fără să ofere performanțe sportive. Când zic performanțe sportive, mă gândesc la viteze extraordinar de mari. Viteza noastră de deplasare, să înțeleagă toată lumea, nu mergem ca nebunii cu 150 de km la oră. Respectăm, mai ales în țările nordice, în cazul în care nu respecti viteza, poți să ajungi până să ți se confiște motocicleta. Deci amenda este așa de mare încât îți trebuie două motociclete să o plătești. Crash bar-uri este, cred că, elementul cel mai important. Crash bar-uri sunt acele bare de protecție în jurul motocicletei, ca în cazul în care ai scăpat motocicleta, nu neapărat să cazi în mers, dar poți să o scapi la o manevră, de exemplu într-o stație PECO, sau poți să o scapi pe un drum cu pietriș, sau poți să o scapi oricând, sau că ți-e prea grea atunci când faci o manevră la care nu te-ai așteptat. Și atunci cade, motocicleta cade pe aceste bare de protecție și practic nu se întâmplă nimic. Ori ridici, te duci mai departe. Altă dotare specifică ar fi importantă, spun eu, este acel parbriz. Nu este chiar un parbriz, este un ecran de plexic prin care vezi, care te protejează de vânt. Să nu iei tot timpul vântul în față sau cum zice cineva, că zice mănânci muște. Nu mănânci așa de multe muște. Ai cască oricum. Da, dar acel curentul de aer pe care îl ai din față atunci când te deplasezi, nu îl iei în piept, nu îl iei în față, nu îl iei în plină figură. Este deviat.
Sus, lateral. Atâția kilometri, important. Da, e foarte important să nu îți sufle tot timpul un curent de aer în față. Alte dotări ar fi, știu eu, apărător de apă, apărător de noroi, un scaun confortabil, este foarte important, la care sunt o grămadă de soluții tehnice. Cam astea ar fi lumini foarte bune, deci unul dintre cele mai importante lucruri atunci când călătorești cu motocicleta este să fii vizibil, să te vadă cei care sunt în trafic cu tine. Și trebuie să ai lumini foarte bune. Cam asta e, nu este nevoie de ceva super special. Vreau să înțeleagă toată lumea că ce am făcut noi poate face toată lumea și eu chiar le recomand. Adică este o ieșire din această bulă în care trăim. Cunoaștem numai lucrurile care sunt în vecinătatea noastră, restul vedem la televizor și ok. Nu, să știți că dincolo de ecran se vede lumea extraordinar de frumoasă. Cred. Acum, înainte de a intra în detalii despre această călătorie și despre peripețiile din ea, aș vrea să vedem un montaj cu câteva înregistrări video din călătoria voastră spre Polul Nord, spre Nordcap. Ne reveniți, chiar discutam în pauza din timpul clipului
că Alexandra e una dintre puținele femei care a venit pe, pe ghidonul ei, să zic așa, și a ajuns până la Polul Nord, nu? Din România. Din Bistrița nu mai cunosc pe nimeni, sinceră să fiu, dar știu că mai este încă o gagică din București și din lume mai sunt femei, dar da. Și apropo de lucruri inedite, cu ce amintiri speciale și deosebite ați venit din această călătorie? Ce lucruri v-au rămas? Poate și peripeții, chestii mai la limită, întâmplări peste care ați trecut cu bine, că totuși sunteți aici, nu sunteți cu țurțuri la nas încă acolo. Da, încep eu. Am fost la... Am avut și noi o chestie la limită. Cum îți spuneam, am făcut 1200-1300 de kilometri într-o zi, atunci când din Helsinki am luat-o spre Jakobstad, spre Laponia. Și am ajuns la 2-3 dimineața, înghețați cu țurțuri, exact. Bine ai zis. Și aia a fost, cred că, cea mai grea experiență pe care am avut-o în călătoria asta, pentru că a fost așa ca un șoc pentru toți. Dar de ce trebuie să mergeți toată noaptea? Așa. Pentru că aveam cazare în Jakobstad, însă nu am aproximat cum trebuie kilometri până acolo. De fapt, prietenul nostru, Adi, ne-a spus că prietena lui ne așteaptă în Jakobstad și atunci am zis, hai că mergem până la prietena ta. Și am tot continuat, am zis că ne așteaptă acolo un pat cald și o masă bună și eram sigur de asta. Plus că în Finlanda, cel puțin odată ce ești din Helsinki și o iei spre nord, civilizația se rărește, nu mai vezi așa de multe case, n-am întâlnit un hotel, un restaurant ca la noi sau să te oprești la o terasă. Nici vorbă. Cred și că poate fi dezolantă depărtarea aia și lipsa aia de densitate de populație. La noi mergi 5 km, dai de alt sat, ești liniștit. Da, nu neapărat dezolant, e și impresionant. Cel puțin prima dată când mergi și vezi și te uiți atâta natură, atâta pădure și un drum întins și lung în față, știi, așa, wow, unde am ajuns? Uh-huh. Sau cel puțin te gândești unde o să ajung, pentru că aștept să ajunge undeva unde să pui capul. Și pentru mine, și cred că și pentru băieți, a fost, cred că, cea mai obositoare zi și, da, a fost destul de greu. Dar am trecut cu bine și peste aia și am zis că nu mai facem așa ceva. Să mai mergem atâta. Tu, Titus, ce părere ai? Acum, vis-a-vis de experiența pe care am avut-o cu Alexandra atunci, a fost ceva, într-adevăr, la extrem. Dar... tocmai până la urmă stai farmecul călătoriei. Nu știi ce te așteaptă și trebuie să fii pregătit aproape pentru orice. Adică să fii tu pregătit, nu știi exact ce se întâmplă, dar să sperăm că faci față cu mine la orice se întâmplă. Sunt situații în care trebuie să te duci foarte mulți kilometri într-o zi. Mi-aduc aminte, povesteam și mi-aduc aminte acum de doi bistrițeni, Camelia și Vasile, ei locuiesc în Canada, din nefericire ca mulți dintre noi sunt emigranți acolo, și au făcut tot așa o călătorie din Vancouver până în Argentina, la capătul pământului, în Ushuaia, în Țara de Foc. Pe și motocicletă? Pe motociclete, Ushuaia. La fel ca și noi, am fiecare pe motocicleta lui. Și mi-aduc aminte cum îmi spunea ea, zice, în Patagonia, zicea că trebuia să conducă uneori peste 1000-1200 de kilometri ca să găsească o așezare, pentru că dacă își întindea cortul oriunde, el ar fi suflat vântul. Așa deci, expus era. Dacă vrei să călătorești și să vezi altceva decât hoteluri all inclusive sau vrei să vezi ceva inedit sau să vezi lucruri care sunt dincolo de acea reclamă televizată sau știu eu ce, acel consumerism foarte cunoscut, trebuie să-ți iei curajul și să fii un fel de explorator. Să ieși din zona ta de confort. Atunci începi să te cunoști foarte bine, cum în urma experienței, în urma experienței pe care am avut-o împreună, Alexandra, care a fost atinsă cel mai tare de acel frig atunci, știa limita. Acum știe, mă îmbrac înainte să-mi fie frig sau presupun că o să-mi fie frig, uh-huh, sau chestii de genul ăsta.
Deci poți să anticipezi. Alte experiențe și, știu eu, întâmplări, în fiecare zi ai experiențe și întâmplări, mai ales într-o călătorie de genul ăsta. Astea pot să vină de la oameni, pentru că noi n-am văzut numai peisaje, am văzut și oameni care ne-au înfundat râsul până la urmă și am avut întâmplări cu oameni și situații care le povestim amuzant și în ziua de azi. Și oameni care ne-au impresionat. Știu că într-un camping din Finlanda am întâlnit un polonez care făcea același traseu ca noi, practic mergea în nord, în Nordcap și cobora toată Norvegia pe bicicletă. Deci noi am mulțumit și am zis, mamă mia, ce norocos și ce bine ne nouă și nu ne mai plângem de nimic. Deci în momentul în care, tu îl vezi pe altul că ăla pedalează toată distanța, tu apeși pe un buton, motorul pornește și învârți de un mâner, ca să zic așa, tragi de gaz, cum spunem noi motocicliștii, și facem distanța pe care el o face în o zi, noi o facem în preț de maxim o oră, o oră jumătate, atunci te simți deja norocos. E bine că nu-i mai rău sau ceva de genul ăsta. Prin contrast. Întâlnești civilizații, ca să zic așa. Adică pentru mine, pentru noi, șocul cel mai mare a fost când am ajuns în țările baltice. Adică Polonia a mai fost cum a fost, dar în momentul în care am ajuns în țările baltice, care știam că sunt ca și noi ex-sovietice, dar auzisem despre ele că sunt foarte civilizate, am crezut că dăm peste ceva wow. Nu. Toată lumea vorbea limba rusă. Da. Am găsit o cazare prin Airbnb într-un bloc mai comunist decât orice bloc comunist din România. Și am rămas șocați de mijloacele lor de siguranță, să nu fii, știu eu, în situația în care să dea hoții peste tine. Iau acolo 4-5 uși de metal până să ajungi să intri în apartament. Wow. Când gazda ne-a introdus pe noi în apartament, am avut impresia că vor să ne jefuiască și spuneam Alexandrei în limba română, vezi că am spray-ul paralizant în buzunarul cu tare, în caz de ceva, ei, dai, noi fugim, având bani la noi, bineînțeles că ai bani și ai valori într-o astfel de călătorie. Deci, situații sunt, peste oameni, dai. Nu cred, și stau acum să mă gândesc, nu cred că am întâlnit oameni care să ne facă rău în toate aceste călătorii, să ne facă rău intenționat sau nu, cred că am fost într-o situație în care cineva să ne facă foarte mult rău și chiar am fost în niște zone foarte retrase. Întâmplător sau nu întâmplător, adevărul este că oamenii sunt mai buni decât apar la televizor. Este acolo o zonă periculoasă. Depinde, te poți băga și într-o zonă periculoasă, o eviți. Dar în rest, oamenii sunt foarte binevoitori, foarte de ajutor. În nordul îndepărtat ne confruntam cu lipsa oamenilor și am fi vrut să întâlnim oameni. Adică și un lucru care e inedit, care nouă ni s-a părut inedit, era alimentarea cu benzină. Deci așa să vă imaginați că în nord nu sunt benzinării și vine cineva din benzinărie și îți spune benzină. Sau te duci după ce ți-ai pus benzină și plătești cu bani cash sau card. Nu, nu există așa ceva. Sunt niște pompe de benzină cu un acoperiș deasupra, cu un loc unde îți bagi cartușul, nu-i nimeni pe sute de kilometri. Și aveam emoții de fiecare dată că băgam cardul înăuntru, dar nu eram sigur că ne vine și cardul înapoi sau nu eram sigur că funcționează pompa. Nu am avut probleme. Deci de fiecare dată a funcționat. Dar acel inedit cu care noi nu suntem obișnuiți. Și ne bucuram când vedeam pe cineva. Animale, vezi reni, de care e bine să te ferești. Am întâlnit chiar mulți reni pe drum și... Era și în filmare, știu eu, erau reni. Probabil și curajoși față de motociclete, adică totuși se simt mai mari până la urmă. Silueta sunt foarte periculoși, că trec strada când nu te aștepți. Sunt acele drumuri lungi și ei vin de pe o parte și trec pe cealaltă parte a străzii. Bineînțeles că nu se asigură, că n-au cum. Nu sunt obișnuiți cu așa ceva. Noi suntem în arealul lor, nu ei sunt pe moșia noastră, cum s-ar zice. Deci, peripeții o grămadă. Ce-i frumos, e frumos că întâlnești alți oameni din alte țări cu care schimbi tot felul de idei, informații, impresii,
stai la o bere, cum se obișnuiește. Le cunoști obiceiurile, înveți. Deci vezi alte lucruri, vezi că se poate și altfel decât cu ce ai fost obișnuit. Uh-huh. Și practic asta, toate lucrurile astea fac parte din a descoperi. Și asta ne fascinează pe noi, să descoperim. Bineînțeles că și acest punct, North Cap, e ca un target. Ajungi la North Cap. Da, e un target, ai un sentiment extraordinar să ajungi acolo, să știi că ești la un capăt al pământului. Ăla e chiar capătul pământului. Uh-huh. Și pentru că capătul ăsta a pământului a fost destul de friguros, ați zis să schimbați macazul și să o luați spre sud, nu? Cu următoarea ocazie. Și am văzut că ați făcut o drumeție spre Croația. Am înțeles. Da, am făcut anul ăsta în luna mai o escapadă de 5 zile, aproximativ 4-5 zile. Am fost în Balcani, prin Serbia, Muntenegru și Croația. Am văzut-o într-o filmuleț pe care o să-l vedem și noi pe sfârșitul emisiunii. Ați făcut o oprire cu o priveliște fantastică. Era un drum cu o parcare undeva sus pe marginea drumului și jos era un estuar așa cu plajă, cu port. Unde este era acolo? Din ultima noastră călătorie, cea mai recentă. Am plecat pentru 2 săptămâni jumătate, am fost plecați prin Austria, Germania, Elveția, Franța, Spania, Andorra și înapoi. Imaginea despre care vorbești este din Col de la Bonnet, din Franța. Francezii se mândresc că este cel mai înalt munte pe care poți ajunge pe 2 roți sau 4. Și da, este o imagine extraordinară să vezi toți acei munți la picioarele tale, cum s-ar zice. Încă o excursie de 2 săptămâni, până la urmă ați luat. Da. Deci asta a fost ultima. 2 săptămâni jumătate, da, asta a fost ultima. Da, cred că, de ce zice Gabi, e vorba de vapoare, ai spus. Da, și erau și... No, e vorba de golful Cotor. Așa, era un golf acolo. Da. E, deci, Văzut de sus, de foarte de sus și abrupt. Da, da, da. Da, a fost o excursie destul de scurtă. În momentul în care avem câteva zile libere, ne planificăm repede să dăm o fugă undeva. Și am mers într-o zonă foarte dragă nouă, în Balcani, care trebuie să spun că aș zice că Balcanii, inclusiv țara noastră, este cea mai frumoasă zonă de explorat din Europa. Ca diversitate și ca tot ce... Când zici diversitate, trebuie să spui și oameni, să spui și așezări, și peisaje, și natură. Și natură. Și drumuri. Deci... un lucru de care noi ne-am izbit foarte tare atunci când am călătorit a fost civilizația. Când cauți ceva, când cauți natură, nu mai cauți semnele civilizației. Adică nu mai vrei să vezi acea bordură pe marginea drumului sau acel marcaj peste tot sau acel semafor sau acele semne ale civilizației, ci vrei să pătrunzi un picuț în natură, în sălbăticia ei. Balcanii, inclusiv România, mai au acel iz. În schimb, a ieșit din zona Europei de Est, din Balcani, ca să zic așa, totul devine civilizat până la, cum spunea Alexandra, la Col de la Bonnet, 2808 metri. Este cel mai înalt drum din Europa unde se poate ajunge pe asfalt. Uh-huh. Cum spuneam, anul trecut ne-am dus la cel mai aproape punct sau la capătul pământului, astăzi ne-am dus la cel mai înalt. Uh-huh. Anul ăsta ne-am dus la cel mai înalt. Accesibil pe 2 roți. Da. Titus, cred că sunt o grămadă de lucruri de povestit în continuare. Din păcate, emisiunea noastră se termină și asta e. Pare scurtă în momentul în care discuțiile sunt foarte interesante. Da. Înainte de a ne lua rămas bun și de a vă mulțumi vouă, Titus. Plăcere. Și Alexandra pentru o emisiune minunată astăzi și cred eu foarte informativă pentru cei care probabil vor dori să vă calce pe urme. O să-i lăsăm pe telespectatorii noștri cu un scurt filmuleț din aventura voastră de anul acesta. Eu, ca de obicei, gazda voastră, Gavrilă Urs, vă mulțumesc pentru atenție și ne vedem și marțea viitoare, tot de la ora 19, aici pe ASTV. O seară frumoasă în continuare! Thank you.
Alo, da, da, sigur, ne vedem acolo. Excelentă idee de emisiune, o facem marța asta de la ora 7. Noi suntem echipa POV 21 și în fiecare marți, seara de la ora 7, ne vedem pe ASTV, de unde vă vom transmite punctele de vedere ale tinerilor pistrițeni. Din Bistrița Năsău. De la ce provin inițialele RIN? De la Păstrăvăria RIN, adică Rus, Ioan și Nina. Fix în centrul comunei Romului 86, vis-a-vis de Biserica Ortodoxă. Un loc superb cu oameni minunați, dar poate cel mai important, cu o mâncare de vis. Pentru că este preparată de Nina Rus, semifinalista emisiunii Șef la Cuțite. Am spus tot? Da, era să uit. Servirea este impecabilă. Și poate cel mai important, porțiile sunt ca la români, adică foarte mari. Te-ai săturat să-ți cauți haina potrivită caracterului tău prin magazine înghesuite care nu ies cu nimic în evidență? Acum în Bistrița s-a deschis poate cel mai spațios și luxos magazin pentru femei și bărbați. Amenajat în stilul vechi al burgului nostru, Săsesc te va surprinde negreșit. Cine nu a auzit de celebrul Jonathan Harker și romanul Dracula? Ei bine, celebrul personaj principal a înoptat chiar în clădirea care găzduiește magazinul. Vreți mai mult? Intrați în luxosul și spațios nostru magazin. Velvet, de 20 de ani, amabilitate și eficiență. Bistrița, Dornei 20 și Livre Breanu 27. Dragi șoferi, comercianți de mașini și cumpărători, s-a deschis la Bistrița cea mai nouă și modernă piață auto și de evenimente din toată Transilvania. Ziua de piață este în fiecare sâmbătă de la 6 dimineața. Condiții excepționale, cu suprafață asfaltată, terasă spațioasă, preparate la grătar și birou de întocmiri acte. Piața auto Villa Latina, în Bistrița, cartier Vișoara, vis-a-vis de zona de agrement Heidenfeld. Ne găsești și pe Facebook, Piața auto Villa Latina. Locuri de muncă sigure, o companie cu viitor. Leoni Bistrița, cel mai mare angajator din județ, de acum și mai aproape de tine. Alătură-te echipei noastre, fii unul dintre oamenii pe care dorim să îi angajăm. Cei interesați ne pot contacta la numerele afișate pe ecran. Milano Tour, firmă de transport persoane național și internațional, vă oferă servicii de transport, transporturi de grup în diverse locații naționale, în Europa și nu numai, închirieri mașini, transport auto pe platformă și închirieri remorci, transfer cu mașini proprii din județele Cluj, Bistrița și Alba. Informații la telefoanele. E-mail milanotour.emil@gmail.com. Hotel Ozana, relaxare și confort de 4 stele, două săli de conferințe cu 100 respectiv 300 de locuri. Restaurantele Rose Garden din Bistrița și Ozana Beclean, cele mai sofisticate meniuri din bucătăria românească și cea internațională. Servire și ambianță de înaltă clasă. 550 de locuri în restaurantul Rose Garden Bistrița și 800 de locuri în restaurantul Ozana Beclean. Originalitate! Invitații din toată sala pot vedea acum live pe plasme ringul de dans în ambele restaurante. Rose Garden Bistrița, Calea Moldovei 17 și Ozana, la intrarea în Beclean dinspre Bistrița. Rose Garden și Ozana, alegerea perfectă la cazare și mâncare. Cel mai mare showroom Big Store din țară se află acum în Bistrița, pe strada Industriei numărul 8, intersecția cu Nicolae Drăgan. Vă așteptăm cu un spațiu generos de peste 800 de metri pătrați, parcare pentru clienți, o varietate largă de scule și utilaje, peste 40 de branduri cu renume mondial, service autorizat modern pentru toate produsele comercializate și prețuri promoționale la o gamă largă de produse. Hotelurile Mia, două hoteluri, trei restaurante pentru fiecare buzunar, Mia 2 pe groapa Sărății pentru șoferii obosiți și flămânzi, dar nu numai. Mia 1 pentru clienți pretențioși, dar ideal și pentru grupuri mari, unde tariful se negociază. Restaurantul Mia 3 aduce luxul în prim plan. Mese comune, nunți, botezuri, pomene, întâlniri de afaceri, prezentări de modă sau de produse. Capacitate până la 800 de locuri. Hotelurile Mia, respectul clientului în prim plan, începând din buzunar. Rezervări la 0263 234 086.
Din respect pentru fiecare pacient, laboratoarele și punctele de recoltare Dorna Medical oferă servicii medicale la cel mai înalt nivel profesional și de calitate. Vă așteptăm la sediile Dorna Medical din Bistrița, Beclean și Năsăud pentru investigații din cea mai complexă gamă de analize medicale și pentru a beneficia de ofertele promoționale. Accesați site-ul www.dornamedical.ro, secțiunea Laboratoare, pentru a vizualiza toate locațiile Dorna Medical, programul de lucru și toată gama de analize medicale. Dorna Medical face totul pentru sănătatea ta. Casa Bistrițeană de 10 ani v-am obișnuit cu prospețimea, gustul savuros și prețurile rezonabile. Acum vă primim și într-un ambiental redecorat, mai luminos, mai ospitalier. Pe lângă rețetele consacrate, am diversificat meniul cu preparate noi, atât în restaurant cât și în sistem catering, pentru că bunul gust contează. Asigurăm servicii complete de masă și organizare pentru orice tip de eveniment, restrâns, complex sau chiar pretențios. De asemenea, venim în tot județul la dumneavoastră pentru botezuri, nunți, pomene și înmormântări. Suntem în Bistrița, zona sensului giratoriu, Poșta Veche. Și da, mulți ne-au copiat, dar nu ne-au egalat. Casa Bistrițeană. Regal House, noi îți construim visul de peste 8 ani. Cei 20 de profesioniști te consiliază, îți aleg cea mai potrivită soluție și la final îți construiesc propriul vis. Regal House partener Roofster, producător de țiglă metalică. Contactează-ne la 0745661244 sau pe regalhouse9@gmail.com. Ital Îngălțăminte, confort și calitate. Magazin pentru toată familia ta. Calitatea și prețul fac mereu diferența. Vânzări în detail, în gro și online. Programul magazinului este de luni până vineri între orele 8:20, sâmbăta între orele 9:16, duminică închis. Mai multe informații găsiți pe site-ul nostru www.italîncălțăminte.ro. Consult Imobil vinde apartamente la cheie subcedate 61. Living, bucătărie inclusă, două dormitoare, baie, terasă generoasă. Lift, boxe opțional, parcare individuală. Contact 0749 10 11 12 sau consultimobil@gmail.com. Suntem 70% apă, dar constituie apa 70% din ceea ce consumăm zilnic? Izvorul Vameșul, cu un pH de 7,7, este apropiat de cel al sângelui uman de 7,4. Izvorul Vameșul izvorăște din munții care străjuiesc orașul stațiune Sângeorz Băi. Izvorul Vameșul, apă minerală plată, plină de sănătate. Unitaxi, cu aceleași numere consacrate, 949 și 955. Aceasta este școala mea, Unitaxi e taxiul meu preferat. Unitaxi este preferatul meu și al prietenilor mei, indiferent de oră. Aici este biroul meu, cu Unitaxi nu am întârziat niciodată. Circul cu Unitaxi sunt respectată și sunteți cei mai ieftini. Unitaxi, numărul 1 în preferințele bistrițenilor. Radio Transilvania 94.1 FM. Emisiuni, concursuri cu premii, publicitate locală, anunțuri, dedicații, știri și informații, muzică. Radio Transilvania, primul post de radio din județul tău. Bistrița, Strada Ursului, clădirea Stil Proiect, etaj 3. Live pe www.radiotransilvania.ro. Radio Transilvania, un radio cât toată Transilvania. Restaurant Ardeal, acum cu capacitate mărită. Restaurant Ardeal. Catering profesionist la tine acasă, la serviciu, la școală sau la aniversare. Telefon 0744717496. Pentru nunți, botezuri, pomene sau alte evenimente, îți asigurăm mâncarea la tine acasă cu echipă completă din bucătari și ospătari, în orice localitate din județ. Restaurant Ardeal,